Hristos a înviat, bună ziua, bun venit la această nouă conferință de presă pe care Arhiepiscopia Romano-Catolică de București o organizează în preajma venirii Papei Francisc în România, în mod special aici la București, pe data de 31 mai. Motivul îl puteți vedea deja în spatele nostru. Avem o celebrare care se desfășoară aici, în Catedrala Sfântului Iosif. Cum catedrala este foarte mică și vor încălca foarte puține persoane, celebrarea se extinde pe străzile, pe arterele, de la din inima catedralei, mai apoi către credincioșii catolici din capitală, dar către bucureșteni și către oamenii care vor veni să-l vadă pe Sfântul Părinte. De aceea ne-am gândit în acest parteneriat cu autoritățile locale, cu Primăria Generală a Capitalei, să extindem această zonă a Catedralei Sfântului Iosif pe străzi până în Piața Revoluției. Asta incluzând și zona din fața Ateneului Român și Piața George Enescu. Este, așa cum puteți vedea, sunt clădirile semnificative pe acest afiș oficial pe care îl folosim, clădirile emblematice ale orașului, ale Bucureștiului, pentru că vizita nu este doar pentru catolici, ci pentru toți cei care doresc să beneficieze de această vizită, nu doar prin binecuvântarea ei, ci prin importanța istorică pentru oraș și pentru țară. Îi prezint pe cei care vor lua cuvântul alături de mine. Este vorba de doamna Adriana Răcășan și de părintele Daniel Dulai. Dau acum cuvântul doamnei Adriana Răcășan pentru a vă prezenta detalii referitoare la zona de organizare a acestei celebrări. Bună ziua! În primul rând aș vrea să subliniez și eu parteneriatul cu Primăria Generală a Capitalei, aducând în discuție această idee de ospitalitate a orașului nostru și dorim astfel să subliniem și să salutăm cu această ocazie parteneriatul oferit de PNB și implicarea instituției, cât și a doamnei primar general Gabriela Firea, în ceea ce privește colaborarea la organizarea logistică a evenimentului nostru de la Catedrala Sfântului Iosif și toate zonele conexe, cât și suportul deosebit oferit de aceștia pentru întreaga vizită papală în București, după cum știți, sunt mult mai multe locații vizitate în acea zi de Sfântul Părinte Papa. Este un gest salutar de normalitate, am putea să spunem, chiar de solidaritate creștină, și, așa cum spuneam, de ospitalitate pentru cel care sosește, în primul rând, la noi, în capitală, în calitate de oaspete, mai întâi de toate. Le mulțumim pentru acest gest și sperăm într-o colaborare fructoasă, atât cu dumnealor, cât și cu celelalte instituții angrenate într-o așa mare desfășurare de forțe. Vor fi multe, multe mișcări în oraș și acest lucru nu se poate realiza fără autoritățile noastre. Reiau un pic ideea conceptului grafic și dorind să le mulțumesc celor care l-au realizat. Este vorba de arhitecta catolică Irina Usache Vlad, cea care a făcut acele clădiri, cât și domnului Bogdan Calciu, cel care a desenat într-un afișul nostru cu evenimentul Catedralei Sfântului Iosif. Acel desen al Catedralei este făcut în creion. Cât și graficianei Carmen Gociu, care a integrat toate aceste elemente în tot acest concept grafic al nostru. Aș dori să continuăm explicându-vă foarte succint zona de eveniment extinsă, după cum spunea părintele Doboș. Ne referim la acest lucru considerând absolut toate zonele delimitate și pregătite, amenajate cu ecrane, cu sisteme audio, prin care toți cei care s-au înscris pe platforma noastră vor beneficia în primul rând de tot programul nostru din timpul zilei, pentru că există și așa ceva și veți auzi în continuare, imediat, cât și de tot itinerariul Sfântului Părinte din ziua respectivă. Vom transmite și acest lucru. Aș vrea un pic să deschidem o imagine, să vă explic care este zona delimitată în piața Ateneului, deci cea din fața Ateneului, cât și în piața George Enescu. O să avem o zonă cu aproximativ 5.000 de scaune.
ne-am gândit să facilităm acest lucru pentru că publicul nostru, să zicem, cei care s-au înscris pentru pelerinaj și care o să participe la acest eveniment în mod extins, nu toată ziua aproape, au și ei nevoie de niște condiții propice și atunci era necesar acest gest din partea noastră. E un volum de desfășurare de forță foarte mare, dar ne dorim să facem acest lucru tocmai ca să întâmpinăm nevoile tuturor. V-am arătat acum acolo această zonă și un pic cum va fi poziționată și o scenă pe fundalul, să zicem, al hotelului Hilton. Aici vor fi și cele mai mari ecrane care se vor putea fi vizibile din orice colț al piețelor respective, cât și întrezărite din Piața Revoluției, unde dublăm iarăși echipamentele audio-video pentru o vizualizare bună și acolo. Astfel că ne place să spunem că acest eveniment se extinde nu numai pentru cei pe scaune, dar pentru toți cei care vor să participe. Chiar și în Piața Revoluției va fi posibil acest lucru. În acest sens, ne-am gândit că este nevoie de o extensie, de o extindere a înscrierilor și Părintele Dobroș poate da detalii. Exact în această privință, tocmai pentru că zona de participare s-a extins datorită bunăvoinței autorităților locale, a Primăriei Generale a Capitalei, pentru ca cât mai mulți bucureșteni, cetățeni ai țării să poată participa, să ne poată întâmpina pe Sfântul Părinte la celebrare de la Catedrala Sfântului Iosif prin toate sistemele pe care le vom pune la dispoziție, ca și cum ar fi în Catedrală, astăzi ar fi fost ultima zi de înscriere pe această platformă pe care noi am gândit-o, înscriere.papalabucuresti.ro. Datorită acestei extinderi, noi prelungim și perioada de înscriere până pe data de 15 mai. Pentru a oferi și celor care nu au făcut-o până acum posibilitatea de a intra în acest sistem de organizare, ca să fie cât mai aproape de zonele prin care Papa Francisc va trece cu Papa Mobilul, să aibă o experiență cât mai reală, autentică și directă cu această vizită istorică. De aceea, din nou, reamintim portalul www.înscrie.papalabucuresti.ro ca toți să se poată înscrie. De asemenea, după zona delimitată, va exista din Piața Revoluției și o zonă liberă, unde vor putea să vină toți cei care nu se înscriu, numai că vor avea un alt ecran foarte mare, amplasat de Primăria Generală a Capitalei, pentru bucureșteni care se vor hotărâ în ultimul moment să beneficieze de acest eveniment și să participe. Doresc să dau cuvântul Părintelui Daniel Bulai pentru a vă prezenta mai în detaliu programul acestei vizite la București pe data de 31 mai. Mai întâi vă salut și eu, folosind salutul din acest timp, Hristos a înviat, și vă spun bine ați venit la această conferință de presă. Iată, la o lună de când, înainte de o lună, când Sfântul Părinte va vizita România. Așa cum știm, biroul de presă al Sfântului Scaun a publicat în data de 24 aprilie programul detaliat al vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc în România. Voi prezenta acum numai programul din ziua de vineri, 31 mai. Papa va sosi în România pe aeroportul internațional Henri Coandă, Potopeni, la orele 11:30. Apoi, la orele 12:05, va fi ceremonia de bun venit la intrarea complexului Palatului Prezidențial Cotroceni. La orele 12:20, o vizită la președintele României în Palatul Prezidențial Cotroceni. La orele 12:50, întâlnirea cu primul ministru în Palatul Prezidențial Cotroceni. La orele 13, întâlnirea cu autoritățile, cu societatea civilă și cu corpul diplomatic în Sala Unirii din Palatul Cotroceni. Aici Sfântul Părinte, Papa Francisc, va ține un discurs. Apoi, la orele 15:45, o întâlnire privată cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul României, în Palatul Patriarhal.
La orele 16 și un sfert, întâlnirea cu Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Române, tot în Palatul Patriarhal. Aici Sfântul Părinte, Papa Francisc, va ține din nou un discurs. La orele 17, în Catedrala Nouă Ortodoxă, va fi rugăciunea Tatăl Nostru. Din nou Sfântul Părinte, Papa Francisc, va ține un cuvânt de salut în Catedrala Nouă Ortodoxă. De la Catedrala Ortodoxă se va îndrepta spre Catedrala noastră, iar la orele 18 și 10 va începe Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Mai multe detalii despre Sfânta Liturghie vă vom da la următoarea conferință de presă. Oricum putem sesiza că prima zi a vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc în România va fi încoronată cu Sfânta Liturghie din Catedrala Sfântului Iosif. Pentru noi, credincioșii catolici din Arhidieceza de București și nu numai, centrul atenției așadar va fi liturghia de la Catedrala Sfântului Iosif. De la început am mers pe ideea că toți cei care vor participa la această Sfântă Liturghie vor veni aici ca la un pelerinaj. Pentru că Catedrala Sfântului Iosif va fi un loc de pelerinaj în acea zi. Pentru toți credincioșii. Este foarte important să înțelegem ideea de pelerinaj. Pentru că pelerinajul ne ajută să înțelegem cine suntem noi. Ne ajută să înțelegem oamenii de lângă noi. Să ne întâlnim cu locuri noi. Cu lucruri noi. Și în cele din urmă ne ajută să ne întâlnim cu Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu. De aceea este important să participăm la această Sfântă Liturghie trup și suflet, fiind aici de față, nu din fața televizorului, nu dintr-un loc comod, dar participând la un pelerinaj, pornind dintr-un loc și ajungând într-un alt loc. Este drumul vieții noastre, este drumul de a ne cunoaște pe noi, care ne ajută să ne cunoaștem pe noi. Apoi este drumul care ne ajută să-i cunoaștem pe alții. Să cunoaștem și ceea ce se va întâmpla efectiv la Catedrala Sfântului Iosif. O liturghie prezidată de Sfântul Părinte Papa Francisc. Și așa, în cele din urmă, ajungem și la a treia cunoaștere. Reușim să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, să ne întâlnim cu Dumnezeu și să simțim acea bucurie că am ascultat Cuvântul lui Dumnezeu, că am participat la Sfintele Sacramente. În acest sens, este foarte important ceea ce se va întâmpla înainte de Sfânta Liturghie, dar chiar și după Sfânta Liturghie. Vor fi amenajate două scene. Una în fața Catedralei Sfântului Iosif, de unde pe tot parcursul zilei vor fi conduse momente de rugăciune care să însoțească sosirea Sfântului Părinte la București și programul său din timpul zilei. Iar a doua scenă, de dimensiuni mult mai mari, va fi amplasată în piața din fața Ateneului Român, unde vor avea loc o serie de momente artistice care se vor împleti cu cele de rugăciune. Apoi, vom amplasa în mai multe locuri de pelerinaj confesionale mobile. Iar preoții noștri se vor afla în mijlocul credincioșilor pentru a le oferi ocazia pentru Sfânta Spovadă. Toți credincioșii care sunt spovediți vor putea primi Sfânta Împărtășanie care va fi distribuită în momentul potrivit din timpul Sfintei Liturghii în toate zonele de pelerinaj pregătite pentru acest scop. Tot programul religios și artistic al pelerinajului va fi transmis pe ecranele și sistemele audio amenajate, astfel încât toți cei prezenți să poată participa efectiv din locul în care se află, urmând aceste activități, cât și întregul traseu al Papei Francisc, de la sosirea sa pe aeroportul Otopeni până la ajungerea la Catedrala Sfântului Iosif, unde se va celebra Sfânta Liturghie. La sfârșitul Sfintei Liturghii, Papa Francisc
va merge cu Papa Mobilul în toate zonele amenajate în jurul catedralei, continuându-și traseul către Piața Revoluției, salutând și binecuvântând pe toți oamenii care îl vor aștepta pe străzi și în piețele menționate. Programul pelerinajului și al evenimentului nostru va fi comunicat într-o conferință ulterioară. Mulțumesc părintelui Daniel Culai. Suntem în ultima lună. Mai avem foarte puțin timp. Noi ne pregătim intens, catolicii din București și din Arhidieceza de București, pentru data de 31 mai. În ce fel? Data de 11 mai este o dată importantă pentru catolicii din București. Avem un festival. Festivalul Bucuriei va avea loc în Popeștile Ordei, la Mănăstirea Sfânta Agnes. Acest festival, în care vor fi prezenți tineri, familii, bătrâni, este o sărbătoare a Arhidiecezei, ca pregătire pentru întâlnirea cu Papa Francisc, adresată credincioșilor, parohiilor noastre, comunităților, de la cei mai mici până la cei mai mari. În cadrul festivalului pregătim împreună cu tinerii Centrului Diecezan pentru Pastorația Tineretului un program special pentru copii și tineri, precum și pentru familii. Mie și o surpriză aici, în cadrul acestui festival, un eveniment, un concurs de gătit disputat între preoți și șefi cunoscuți din oraș. Cu acea ocazie voi avea și un șorț la gât. Unii dintre dumneavoastră știți că mă și cu gătitul, printre altele. Iar la sfârșitul zilei, după acest moment, un grup de voluntari și persoane consacrate, călugări, călugărițe, se vor ocupa de cei nevoiași și vor duce din cele gătite de noi și nu numai, mâncare săracilor pe străzile Bucureștiului. De altfel, acești călugări se ocupă frecvent, săptămânal, de săracii din zonele unde se află, pe lângă Gara de Nord sau alte zone ale Bucureștiului. Și mai avem, în afară de Festivalul Bucuriei, noi am pregătit un imn oficial al vizitei Sfântului Părinte aici la București. Dorim să vă lăsăm câteva secunde să vă dați seama de acest timp. Îl veți avea mai apoi, ca să-l puteți folosi în alte momente ale difuzării. Acum e vorba de un imn foarte viu, care arată prospețimea bisericii. Să explice puțin acest imn și legătura cu motoul vizitei papei, să mergem împreună. Comunitatea catolică din capitală se pregătește să-l întâmpine pe Papa Francisc cu acest imn special, inspirat de motoul vizitei papale, refrenul imnului fiind să mergem împreună toți. Acest imn va răsuna pe străzile Bucureștiului în după-amiaza zilei de 31 mai, când Sfântul Părinte se va îndrepta către Catedrala Sfântul Iosif pentru a prezida Sfânta Liturghie. Imnul este compus de preotul romano-catolic Ieronim Ambăruș,
exprimă bucuria românilor de a-l primi și este interpretat de 17 soliști și peste 50 de coriști din diverse parohii catolice bucureștene, conduși de dirijoarea Erica Dămoc. Înregistrările au avut loc la noi, în studioul audio al Centrului Diecezan pentru Comunicații Sociale, care se numește Angelus Communicationis, al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, în regia muzicală a lui Liviu Ereche. Și la filmările videoclipului, încă în desfășurare, de aceea ați văzut doar un teaser, vor participa peste 200 de persoane din comunitățile noastre de toate vârstele. Producția este asigurată de Signis România pentru ARCB, iar regia și montajul sunt semnate de Roxana Erecheș, cu imaginea lui Dragoș Lepădatu și Valentin Erecheș, iar clipul este produs de subsemnata. Imnul va fi lansat oficial pe 11 mai, cu prilejul Festivalului Bucuriei, de care a vorbit Părintele Topoș mai devreme. Cam asta este încă o parte a pregătirii noastre, dar mai urmează, de fapt, continuă și altfel de pregătiri. Dorim să mergem și noi în pelerinaj către celelalte locuri care vor fi vizitate de Sfântul Părinte și aici vă poate povesti mai multe Părintele Bulan. Reluăm puțin motoul Sfântului Părinte Papa atunci când va fi în România, să mergem împreună și în același timp și ideea sau conceptul de pelerinaj. Este important să venim la Catedrala Sfântului Iosif, să participăm aici la Sfânta Liturghie, dar la fel de important este să-L însoțim pe Sfântul Părinte Papa Francisc și la Șumuleuciu, și la Iași, dar și la Blaj. De aceea, încă de la început, când am aflat că Sfântul Părinte Papa Francisc va vizita mai multe locuri din țara noastră, noi, Arhidieceza Romano-Catolică de București, ne-am propus să-L însoțim pe Sfântul Părinte Papa în toate locurile. Așadar, din Arhidieceza noastră, vom merge împreună, va merge împreună un grup de credincioși la Șumuleuciu, un grup de credincioși la Iași și un grup de credincioși la Blaj. În felul acesta vrem să exprimăm și deschiderea noastră, dar și universalitatea de care ne bucurăm. Vrem să fim prezenți și în celelalte locuri și să trăim bucuria tuturor acolo unde va fi Sfântul Părinte Papa Francisc. Platforma pentru înscrieri a noastră este pelerinaje.arcb.ro. Iar acesta este și momentul pentru a lansa portalul Papa la București. Îi dau din nou cuvântul doamnei Adriana Răcășan pentru a vă explica despre ce este vorba. Practic este site-ul nostru oficial al evenimentului din București, papalabucurești.ro. Este un instrument de informare pentru dumneavoastră cu privire la vizita Sfântului Părinte Papa Francisc la București. În primul rând, o sursă de conținut pentru dumneavoastră, așa am gândit acest site, conținut despre comunitățile noastre catolice din Arhidieceza de București, cât și din Episcopia Greco-Catolică Sfântul Vasile cel Mare de București. Este vorba de materiale video produse special pentru vizita Papei, fotografii, articole cu informații inedite, anunțuri. Avem și o pagină conectată la acest site, o pagină de Facebook, Papa la București, iar toate videourile fac legătură cu site-ul nostru, cu contul nostru de YouTube, cel al Arhiepiscopiei. Vă invităm să parcurgeți de asta în tihnă, pentru că nu este acum timp și mai avem de vorbit și de alte lucruri. O să vedeți multe lucruri interesante aici și o să le puteți prelua fără nicio problemă, dacă vă interesează să promovați acest eveniment. Este și momentul acum să prezentăm, partenerii de care ne-am înconjurat și care susțin această vizită împreună cu tot efortul nostru de organizare. Și doamna Adriana Răgășan îi va prezenta acum pentru dumneavoastră. Imediat să îi și încărcăm aici. Bun, după cum știți, organizatorul principal al acestui eveniment local, să zicem, este Arhiepiscopia Romano-Catolică de București, în colaborare cu Episcopia Greco-Catolică Sfântul Vasile cel Mare de București. Dorim să fim împreună aici, pe plan local, cu această organizare.
Bineînțeles, cu concursul deosebit, după cum vă spuneam, al Primăriei Municipiului București și cu sprijinul foarte important al Secretariatului de Stat pentru Culte. Avem și un partener media oficial, este vorba de Digi24, cu care vom realiza o serie, de materiale și ediții speciale interesante. Iar la ceilalți parteneri îi amintim pe Signis, care este asociația noastră catolică pentru comunicarea audiovizuală din România, este asociația profesioniștilor din comunicarea audiovizuală, cei catolici. Apoi îi salutăm și le mulțumim pentru curajul de a se alătura unui astfel de proiect, un pic mai special, să zicem, și neobișnuit pentru niște parteneri sau chiar sponsori, celor de la Net City, Mobil Adalin, Aqua Carpatica, Via Viticola, Sarica Niculițel, Black Cab, Bucate pe Roate și PRN More. Pentru dumneavoastră dăm un exemplu de colaborare acum în premieră, să spunem, cu un astfel de partener și vă prezentăm în continuare un detaliu, un amănunt de decor, să spunem, dar foarte important, și anume scaunul Sfântului Părinte Papa Francisc, pe care va folosi în catedrala noastră, realizat de designerul Mihai Grama și Mobil Adalin, imediat îl prezint. Acesta este scaunul, preia niște elemente arhitectonice și de pictură din catedrala noastră și este adaptat cumva conceptului arhitectonic. Sperăm să fie comod și util pentru Sfântul Părinte. Vă mulțumesc eu, cam atât am de spus despre parteneri și le mulțumim lor, în primul rând, v-am zis, pentru curaj și așteptăm și alții. Acestea au fost în mare comunicările de astăzi. Noi ne pregătim și vă anunțăm că următoarea conferință de presă va fi în jurul datei de 17 mai. Probabil vor mai fi două conferințe de presă înainte de vizita Sfântului Părinte pentru toate celelalte detalii de organizare. Referitor la numărul înscrierilor, îl vom comunica atunci când se vor termina toate înscrierile. Deocamdată nu este momentul să îl comunicăm pentru a ne organiza cât mai bine și cu noua zonă din Piața Revoluției. Vă dăm posibilitatea acum să dialogăm sau să purtăm în dialog pe baza celor prezentate. Dacă vă referiți la traseul de la Catedrala Nouă, Ortodoxă, până la noi, sau care? Nu, traseul în jurul Catedralei. Da, deci, practic, vă reamintim un pic care este ideea. După ce se va termina Sfânta Liturghie, Sfântul Părinte va urca în Papa Mobil și va merge de la noi, de la Catedrală, spre Piața Revoluției. Ne puteți spune niște străzi de Cu exactitate, aceste străzi vor fi făcute publice la următoarea conferință de presă, unde o să aveți și harta și absolut tot traseul. Dar clădirele sunt semnul clar al zonelor pe unde trece? Nu, nu, nu. Ele sunt clădiri simbol ale Bucureștiului ca semn de ospitalitate pentru Sfântul Părinte. Câte persoane s-au înscris până acum? Cu aproximație. Este o cifră pe care dorim să o ținem rezervată, nici pentru a încuraja, nici pentru a descuraja. Pur și simplu este o nevoie noastră privată, deocamdată, de organizare și vă rugăm să ne mai dați un pic de răgaz să calculăm cifre. Câte locuri sunt disponibile? Disponibile sunt cât este capacitatea piețelor respective și a scaunelor pe care le oferim. Deci este vorba de un maxim total de 7.000 de scaune peste tot, pentru că nu vor fi numai în cele două piețe, Ateneu și George Enescu, dar avem indicații de la autorități, pentru că noi nu avem chiar experiența unui astfel de eveniment atât de mare, că zona poate cuprinde până la 40.000 de participanți. Vorbim aici de Revoluție. Da, toată zona de eveniment. Zona din jurul Catedralei, exact, până la Piața Revoluției, Ateneu. Da, zonele unde vor sta pelerinii. Nu ne referim la piața... Nu. Zonele unde vor sta pelerinii sunt cumva delimitate și despre acelea vă vom da cifre exacte, vom ști exact. Mă refeream la toată zona, Piața Revoluției, cât poate acomoda așa la un
calcul de om per metru pătrat lejer, să zicem, nu o aglomerație de persoane. Deci cam asta ar fi capacitatea. Ce fel de oameni s-au înscris? Catolici, ortodoxi, protestanți? Dacă ați fi urmărit, răspund repede, platforma noastră oferea mai multe categorii de, pentru înscrieri, și anume, în principal, pelerinii din Arhidieceza de București, adică toate comunitățile noastre catolice, parohii, organizații și așa mai departe, apoi se puteau înscrie separat cei de la Episcopia Greco-Catolică, alte dieceze, alte confesiuni sau fără afiliere religioasă, deci oameni de toate categoriile. Sau știți politicieni sau nu știu. Nu avem încă o centralizare a datelor, ca să vă spunem, dacă... Plus că există și o politică de confidențialitate, nu v-am putea spune dacă s-au înscris politicieni sau nu. Dar o să-i vedem la fața locului, dacă vin. Putem spune că sunt interesați să participe chiar și cei în vârstă și cei bolnavi, de aceea ne-am gândit și la locuri speciale pentru ei, cu scaune și așa mai departe. Vă mulțumim și vă așteptăm la următoarea conferință de presă, vă vom informa cu câteva zile înainte de ziua exactă. Ar mai fi un anunț de făcut din partea conferinței episcopale. Cei de la presă care doresc să acrediteze pentru întregul traseu al Sfântului Părinte, pentru întreaga vizită, sunt rugați să o facă cât mai repede, pentru că aceste înscrieri se închid pe site-ul prezidenției, prezidenții.ro, foarte curând, pe data de 5 mai. Deci vă rugăm să vă grăbiți și să le spuneți și colegilor noastre să facă asta. Vă mulțumim frumos! O zi bună!